Deci eu vreau să vă știu ce v-a adus anul 2023, până acum. O frumoasă... Zi! Ha, zi tu. Da, era o să frumoasă gințim. Vacanță în Thailanda, nu? Da. Împreună cu încă trei prieteni de-ai noștri. Încerc da. Să vorbesc cu tine. Așa. Așa. Premiera taximetriști. Și? Mai ce... Cam atât. E abia început de an, mai avem timp pentru multe. Eu am filmat un nou videoclip, am o nouă piesă, da. Urmează să o lansez în câteva săptămâni, foarte puțin. De fapt, nu știu când se dă interviu, dar mai e foarte puțin. Adică, sincer, a început anul foarte bine și sper să o ținem așa tot anul ăsta. Da, la fel, să filmeze videoclipuri, iar eu să mă duc să-l dau cu pudră pe față, să-i fac story-uri, să dea altă activitate. Și, da... Stai un pic că voi aveți și actoria, amândoi. Și vreau așa să știu, când aveți vreun rol, ceva, vă sfătuiți sau vă certați sau ziceți nu, că eu aș zice așa, vezi că nu zici cum trebuie. Da, 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 am avut și punctul da, ăsta. Pentru că, într-adevăr, intră în fișa postului să urmărim episoadele în care apărăm și să ne dăm seama ce puteam să facem diferit. Și vizualizând episoadele împreună, stăm și ne ajutăm și spunem, uite, aici puteai să faci așa sau cum ți s-a părut, uite, mi s-a părut și bine. Fiecare reacționează în felul lui, adică dacă el pe mine mă critică, mai bine să nu mă critique. Și eu când îi spun lui, sunt destul de blândă în exprimare și el cumva percepe informația destul de frumos, nu? Iar la mine trebuie să aibă mare grijă cum îmi spune, pentru că dacă îmi spune ceva într-un mod nu agresiv, dar așa puțin mai... Îmi plac criticile, da. Da, nu iau foarte bine, dar am învățat cum să îmi spună atunci când nu-i place ceva, cum să îmi spună și eu am învățat cum să reacționez, da. E supărăcioasă? Nu, nu, dar într-adevăr trebuie să o menajez un pic, în bine. Hai, bine, pace. Mulțumesc. Adică nu că e supărăcioasă, dar eu, într-adevăr, când îi spun niște lucruri sau o sfătuiesc sau îi spun, băi, puteai să faci diferit, o ia destul de personal și atunci mi-am dat seama că trebuie să încep cu a fost foarte bine, iubita da. Mea. Funcționează dar, foarte bine. Întâi încurajarea încercat... și apoi critica, pentru că dacă o faci invers și vine doar critica... Da, cred că oamenii în general percutează foarte bine la o laudă și după aia poți să-l critici, dar să nu încep din prima cu critica. Da. Putem fi psihologi de succes. Terapeuți, da. Și ne ajutăm și când vine vorba de castinguri, că eu am mai avut castinguri și cu el, repet textul, da. Lui cer părerea și de cele mai multe ori o părere de care eu țin cont și chiar mă ajută foarte mult și e foarte mișto că cumva ne completăm, adică ce nu văd eu vede el și invers și asta e fain.